dragi spectatori, doamnelor și domnilor, bună ziua, stimați invitați, bună ziua, onorate oficialități! Bun venit la concertul nostru, sugestiv intitulat O ce veste minunată! Pentru că iarna întârzie să apară, pentru că sosesc colindătorii, și pentru că azi este o zi cu semnificații aparte în calendarul românilor, am să încep cuvântul meu, am să prefacez cuvântul meu cu versurile poetului Adrian Păunescu. Dacă ninge, dacă ninge cumplit peste întregul cuprins, este semn de belșug pentru fie ce nins, dar și semn de înfloriri în grădini îngerești și că sunt devenit dinspre cer niște vești. Este iarnă de har când se întâmplă minuni și vin deșertăciuni peste deșertăciuni. Este vestea de har că în ieslea de jos Fiul al Sfântului Duh se va naște Hristos. Răsărire de magi și păgânii se tem și pământul întreg e un enorm Betlehem. Și prin oameni e zvon și e fapt, e real. Dumnezeu va veni de Crăciun în Ardeal. Această manifestare care ne picură în suflet, fior de colind, cântarea îngerilor, drumul magilor și închinarea păstorilor, reunește corurile bisericești ale principalelor culte religioase din acest oraș, ajungând astăzi la cea de-a 20-a ediție. Acest eveniment, devenit tradiție, vorbește astfel despre șimleul creștin și despre locuitorii lui, care au făcut și în această după-amiază ca această sală de cultură să fie neîncăpătoare. Îi felicit dintr-un început pe cei care au zidit peste vreme un colind neîntrerupt de 20 de ani, încărcat de valențe speciale, pentru că praznicul nașterii Domnului este despre bucurie, despre iertare, despre smerenie, despre bunăvoire între oameni. Este un îndemn la bunătate, cum spune și colindul, dar nu uita când ești voios, creștine, să fii bun. Este dialogul între cer și pământ, împăcarea cerului cu pământul, amândouă gravitând ca într-o horă cosmică în jurul pruncului sfânt, Mântuitorul născut în ieslea din Betlehem. Crăciunul este praznicul familiei, este praznicul iubirii, este sărbătoarea care revarsă bucurie și speranță în sufletul creștinilor și este vestit la casele tuturor, tuturor prin versul arhaic sau stilizat al colindelor. Îngerii ne aduc mesajul măririi lui Dumnezeu, al păcii și al împrățirii între oameni. Porțile inimilor noastre se deschid mai larg pentru a cânta, după datina străbună, colindul sfânt și bun și pentru a-l primi în ieslea sufletului nostru pe Mântuitorul Hristos care vine să se nască și să crească, să ne mântuiască. Este Crăciunul, se naște Mântuitorul. Haideți să-L întâmpinăm cu inimile pline de bucurie în armonia pătrunzătoarelor colinde, pentru că astă seară, în șimleul Silvaniei, frumosul se va contura în rugăciune cântată. În colindele moștenite de la străbunii noștri, pentru că în ele au pus credință, dragoste și simțire creștinească. Și conform datinei străbune, orice colind începe de la întâiul edil al localității, îi adresăm domnului primar invitația de deschide negazdă poarta și rugăm să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc doamnei director și consilier local Angela Lipo pentru că a acceptat să fie gazda noastră și a dumneavoastră. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este într-adevăr o zi încărcată de emoție. Este o zi încărcată de emoție pentru noi românii. Este o zi în care mulți dintre noi sperăm că am intrat pe făgașul normal. Este o zi în care așteptăm viitorul
să ne spună că România este o țară normală, nu este o țară anormală. În același timp, suntem la 20-a ediție a concertului de colinde. Și dați-mi voi, în numele dumneavoastră, să le mulțumesc în primul rând acelora care, din spatele acestei cortine, vor evolua în orele următoare, respectiv corurile bisericilor din orașul Șimleu Silvaniei, indiferent de confesiunea din care fac parte. Sigur, poate că este ușor pentru noi să stăm în public și să ne uităm cum interpretează colinzile, dar sunt convins și cred că fiecare dintre dumneavoastră este convins că în spatele acestor colinzi stau ore și ore de muncă. Și pentru toate aceste ore în care se sacrifică pentru comunitate, pentru biserica din care fac parte, eu mă aplec cu mult respect în fața domnilor lor. Sigur, finalul va fi unul cu surpriză, vom avea niște invitați speciali. Din această cauză am reținut locuri acolo la etaj și poate dintre dumneavoastră o să întrebați de ce sunt goale, o să ajungă în următoarea jumătate de oră. Eu vă mulțumesc tuturor, fie ca lumina nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să vă pătrundă în suflet, să aveți parte de un Crăciun fericit alături de cei dragi inimii dumneavoastră, să aveți sărbători fericite și liniștite și anul 2015 să fie pentru noi toți unul mai bun. Aș profita de această ocazie, pentru că probabil nu voi mai vorbi astăzi, să vă invit, așa cum am făcut-o în fiecare an, la cumpăna dintre an, la ora 12, în centrul orașului, unde vom admira focul de artificii și vom ciocni împreună un pahar de șampanie. Vă mulțumesc! Primul colind care se cântă conform tradiției în fiecare casă în ajunul Crăciunului este colindul de la fereastră. Prin acest colind se invocă trezirea ritualică a gazdelor pentru a întâmpina pe colindătorii care le aduc vestea nașterii lui Hristos pentru a se pregăti să celebreze marea sărbătoare a nașterii Domnului. Acest rol revine, conform tragerii la sorți, corului Te Laudamus al Bisericii Greco-Catolice din Șimleu Silvaniei. Dirijor, domnul inginer Ioan Fiorean. Este un cor cu o vechime de 70 de ani. Anul trecut au avut această sărbătoare a corului. Vor interpreta piesele în orașul Viflaim. Să știți că în vechime Viflaimul era numit Cetatea Pâinii. Apoi piesa Sculați Gazde, piesă corală în prima audiție, piesă care se leagă de maestru Marius Cuteanu, cel care a întemeiat acest cor. Este părintele acestui cor, iar în final un imn de slavă, Fii mărit Iisuse. Orașul Viflaim,
Și de prea mărești.
Domnului te laudăm pentru armonia și bucuria și mai ales căldura colindului dumneavoastră. Din partea primăriei, diploma de onoare. Vă mulțumim!